Hai, băieții ăștia noștri joacă pe vreo primă? Au vreo primă, băieții noștri, sau nu, se, n-au, nu primesc niciun ban, că ne calificăm? Cum să nu, să nu fie primă? Da? Regulamentă, doar de interior. Cum să nu aibă primă? Au primă? De calificare. A? Sigur că au primă de calificare? Sunt multe, nu se pot evoala lucrurile. Știu, dar asta zic, au primă de calificare? Bineînțeles. A? Bineînțeles. Adică, nu știu, poate să ia un jucător un 100.000 de euro dacă ne calificăm, sau sunt bani prea mulți, sunt exagerat de mulți bani? Poate... Nu știu, nu știu, ca, sunt bani destul de mulți. Poate ce ai vrut să zici? Nu mai știu ce am vrut să spun. Nu, dar serios, adică e o sumă de 100.000 mare? Adică e o sumă exagerată? Trebuie să umblu la cifre, nu lucrez la contabilitate. E prima și de meci. Dar ne-a egalat Israelul. Asta e. Dar au primă, da? Ce minut e? 53. La fel că e 58. Dacă ne calificam, dacă ne calificam în preliminarele trecute, cât lua un jucător? Nu știu. Bani destul de mulți, în orice caz. Adică undeva la un 200.000 titularii? N-am de unde spune. 200.000, deci... Nu, da? Hai că spun eu când, când am venit, că era în jur de 100 și ceva de 150.000. Eu nu știu lucrurile. Cel care juca peste 90% din meciuri. Dar cât era pe vremea Pitruga? 150.000? 150.000, cel care juca cel mai mult. Primele. Dar erau și prime de joc. Sunt normale, sunt cum... Ah, deci pe aici sunt primele. Horia, să primești foarte mulți bani dacă te califici. Federația, da, o parte din acei bani îi cât, dau... Cât luați, Mihai, că ăsta nu-i secret? Vreo 10 milioane, nu, dacă vă calificați, nu? Cam așa. Nu știu. A? Vreo 10 milioane, cam așa știu, cam că 10 așa, milioane. Cam așa e la...